Cei care s-au născut în zodia leului îl au pe Marte în continuare în sectorul lor natal, ceea ce reprezintă un plus de energie, vitalitate, optimism, încredere, capacitate de a lupta, de a rezista, de a avea inițiativă, de a se afișa ca persoane importante, de a se afirma sau de a debuta, dacă sunt tineri. Sunt ipostaze care conferă și organismului rezistență la efort, la boală, capacitate de refacere. Soarele tranzitează casa a treia, a comunicării, a pedagogiei, a școlarității, ceea ce pentru cei tineri este un lucru bun, le dă o motivație sau le dă un set de impulsuri care reprezintă mici lecții de viață. Tot învață despre ce este vorba, trag consecințele necesare și în felul acesta se maturizează. Pentru alte persoane însă, mai ales cu cât ne apropiem de 12 octombrie, combinația pe care o realizează Soarele cu planeta Jupiter nu este lucrul cel mai confortabil. Cel puțin pe 12, cu reverberații spre 13 octombrie, Jupiter face o cuadratură cu Soare și în felul acesta apar tot felul de reacții motivate de gânduri ascunse sau ies la lumină o serie de fapte pe care aceștia le-au provocat, le-au determinat și acum sunt obligați să dea un răspuns sau să se pronunțe cu privire la ceea ce se petrece în preajma lor. Răspunsul ar trebui să fie unul diplomatic, înțelept și poate că, într-o anume strategie personală, vor putea beneficia de combinația pe care o realizează același Jupiter într-un semn de apă cu celelalte planete, Mercur și Saturn, aflate în Scorpion. Probabil că se va petrece o alchimie și unii dintre cei care s-au născut în zodia leului, care au strategia în sânge, vor apela la resursele de tip Scorpion pe care le au în acest moment pe harta lor astrală, într-un chip destul de avantajos. Doar că, începând cu 7 octombrie, planeta Venus nu se va mai afla în Scorpion, va intra în Săgetător și va începe să le activeze casa a cincea. Cel puțin pentru niște săptămâni, cei tineri mai ales vor fi motivați în tot felul de acțiuni care au ca miză o poveste de dragoste, trezirea unor instincte, ambalarea într-o aventură sau dorința de a cuceri, de a trăi dintr-o perspectivă erotică, senzuală, sexuală, sentimentală, tot ceea ce este mai bun sau mai provocator pentru ei. Este un moment mai ales al aventurilor, al căutării sublimului, adevărului, nemaipomenitului, senzaționalului, pentru că această combinație nu este de natură să stabilizeze relațiile. Cel puțin pentru doamne, ceea ce se ivește acum într-un câmp afectiv, este bine să nu fie privit cu prea multă seriozitate și implicare, ca și cum ar fi întâlnirea vieții lor, ca și cum ar ajunge peste 3 săptămâni la altar, nici gând de așa ceva. Este bine să fie prudente și să privească toate aceste oferte ale momentului, ca și cum sunt niște situații asupra cărora pot să decidă cu maturitate și calm, dar nu pierzându-și capul de așa natură încât să-și riște onoarea, liniștea, sănătatea, banii sau profesia, oricelelalte interese personale, așa cum există o tendință astrală, tendința de a comite fapte cu grad mare de risc care pleacă de la această ipostază înflăcărată.